cu reproșurile către... Eu cu fratele meu eram... Eu nu știu cum am putut să rezistăm în aceeași cameră fără să ne omorâm. Păi... Cu fratele meu am fost foarte... Până am plecat eu la facultate la Timișoara, a fost... Ai plecat, ai fugit, Dani. Ai... Da. Am fost... Nu te vedeai de norul de praf, că ai... toți am plecat cu trenul, te-ai plecat pe jos, să fii sigur că dacă nu pleacă trenul din gară și rămâi acolo. Dar după relația s-a super sudat, vezi? Îți dai seama când... Când e născut frate? Fratele meu născut în iulie. Cândva? E cu 4 ani mai mare. Da. Da. Dar nu știu exact, exact. Nu mă știu cum nu știu. Știe mă ce 11 iulie, măcar pe fratele să-l zi minte. Mai greu da. Cu ceilalți. Sau 11 iunie. 11 rac. E 11... Băi, cert e că e 11. 11 iulie. Lasă. Da, mă. Fii tare, mă. Tu știi că eu nu sunt prieten cu fratele meu pe Facebook? Aoleu. Acum mi-am dat seama, măcar Facebook să-mi aduc aminte. Bă, dar ce-i fi așa să-l bati, mă? Mă, la oamenii ăștia vorbesc despre frați, despre surori. Plâng. Eu mi-aduc aminte de... Ai fost la botez la fratele tu? De ce s-a botezat frate meu la 4 ani? De ce să mă duc? Nu l-a botez la nepoată-ta. Că una ai. Păi da. Da, dar... Nu, n-am fost pregătit mental și o aștept pe a doua. Da, eu, Simona nu mai râde. Eu plâng în biserică. Și nu puteam să mă duc să fac de... Am plâns la nuntă și n-am putut să mă duc la... Mă duc la următor. Am avut etapă la Sinaia. Păi, ca să nu mai plângi în biserică, nu mai purta mărgele când bei. Ce oameni, băi. Bă, ar trebui să-i dau ad friend-ul fratele meu. Sau măcar să-i accept cererea de prietenie. M-am gândit că sunt un pic... E un pas. E... Nu știu, mă, noi suntem mai pragmatici, nu ne luăm în brațe, nu ne pupăm în... Pentru mine, fratele meu a făcut cele mai importante lucruri în viață. E suficient. Mm. Da. El m-a învățat să fumez, el m-a bătut să mă las. A zis, bă, hai, ne hotărâm, că mi se pare că... E ca și cum înveți pe cineva să noate și după aia rogi să se lase de nota, să uite cum mă noată. Păi... Avea Dorin, frasul, nu se uită la noi, că omul chiar are o meserie și îți dai seama. Așa zici tanti Dorina, că ăla e deștept, are... Da. Bă, avea în cămară, care era lângă a lor cameră, avea o coadă de ceva... De oricum, contonden. Cred că era târnăcop. Contonden, ceva de... Și acum mai fluieră fluierul piciorului, ca să zic așa, de durere. Odată, din greșeală, până să ajung să fug, că l-a prins pe ăsta, nu știu ce făcuse iară, și a dat la întâmplare, ca pe 10 august, știi, a cilișaș. Până să ies pe ușă, no, că era în calea și mă împiedicam tot timpul. Are un cerbou de aur de ăsta, de pleu, la intrare acolo și tot timpul luam pe ăla, ori în... Da. Haide să nu dezvoltăm. Da, uite ce bine! Nu ce ne bătea, bine. Frate, nu ne-a antrenat pentru ce erau. Necălea, Răzvane! Necălea! Uite ce, uite cât duc acum. Uite cât te suport. Da, da, da. Bă, când a venit ăsta odată acasă. Haide să nu mai povestesc. Mai povestești despre tine, mă. Ieri m-ai luat, 3 ore au fost despre mine. Uitați-vă pe net. Ieri, azi, iară eu. Și nenorocisem un video că am vrut noi să-i punem capul de redare. Că știam noi cum se pune capul de redare. Că s-a urcat, uitați la. Mamă, nu știa dacă să ne bată, să ne ștranguleze, să dea cu acid pe noi din baterie. Să, vai, vai. Da, noroc că stai de la parter, ați văzut și... No. Este foarte simplu. Noi, poate nu o să înțelegeți această hiperbolă, dar o să o prindeți din zbor. Deci, ce se întâmplă? Noi am fi fost uciși de mult de rudele noastre. Pe mine, frate, m-ar fi omorât de mic, dar n-ar fi avut unde să mă îngroape pentru că noi la Reșița ne săpăm grădinile și mă găseau. Aici am văzut prin spatele blocului poți să bagi omul la 10 cm sub pământ că nu-l caută nimeni. Tată, ce vrei civilizație? La noi în fața blocului pui flori frumos să vadă vecinii, în spate pui ardei gras, iute, etc. Mă găseau. De-aia nu te-a... Altfel eram zăpăci. De mult. Bun. Da, de-aia nici nu-l primeam la noi în colibă pe Dănuț. Aveam coliba noastră pe deal.
aveai nicio colibă, încetează, Răzvan. Ba, aveam colibă făcută. A fost al lui Ioja, coliba. Zi și dracu. Și a pierdut-o la o inițiativă cetățenească. La referendum. S-a votat dacă să-i luăm coliba lui Ioja, am votat. Și am luat... Lasă-mă și cu Simona ta în pace. Elena. Bună, Simon. Bună. Dar trec toate aceste lucruri acum cu Marc și Rebecca, așa că... Știi tu ce e greu. Știu că totodată nu colibă? Înțeleg. Coliba ai avut? Nu, că am făcută din preșpar. S-a adus pe Rebecca pe aici să învăț cum să-și păzească ciocolata de Marc, cum se linge toată ciocolata. Nu, să știi că e fix invers. Rebecca îi mănâncă tot la capitolul dulciuri. Iei ciocolata, o lingi mai... Și lași eticheta goală, nu? Nu, să vadă, frate, tu colingi. Ca să fie bătaia mai dulce. Frate, mi-era ușor scârbos, cum să zice. Adică nu accepta să bea după nimeni. Sclifosi. Sclifosi, nu știu. Speculai. Mamă, eram în stare să fac niște lucruri cu portocala pe care... Haideți să revenim. Despre ce vorbim astăzi, Simona, la sănătate?